Ia să vedem pe ăsta, mă. Nu cred că e de pe urmă. Nu cred. Nu. Salutare, mă, băieți. Astăzi acționăm la top 5 momente în care Panda bate squad-uri de unul singur. Let's go. Hai să vedem ce poate face Panda. Haide, Panda, let's go, boy. Subscribe for more. Am dat subscribe. Mersi mult de tot, frate. Top 5. Hai să vedem locul 5. Haide, Panda, să vedem ce poți. Merge cu Bagiu, bine. Se oprește aici? Da, cred că se oprește aici. Da, bun. Un oc, bine. Bine, Panoc, acolo. Ia să vedem. Finish. Sunt vreo doi, bă. Be careful, Panda. 1, 2, 3. Nocuri până acum și al patrulea. Bine, și el tot pe stânga acolo. Tot pe stânga. Bine. Ăsta parcă mai mișca așa un pic. Ăsta e în rest să ia. Bă, mai vine unul. În rest, ceilalți nu prea mișcau. Își dă first-ul. Bine. Asta era bătar, mă. Mi-a dat un pic palpitații, Marino, mă. Mi-a dat un pic palpitații. Locul 4. Hai să vedem locul 4, mă. Ăsta a fost meh, așa. Adică chiar a jucat bine. Na, nu zic că nu m-a jucat bine. Chiar a jucat bine. Doar că ăia un pic cam no reaction, așa. Un pic așa. 11 kill-uri până acum. Unul pe jos, pe acolo. Bine. Mamă, 5 viață. Bine, mă, acolo. Bine, și finish-ul. Finish-ul aferent lui Panda. Deci Panda când dă un loc, trebuie să dai și finish neapărat. Parcă nu se simte bine, mă. Trebuie să dai și finish-ul ăla. Ia văd că dă foforul, închide ușa. O, își dă medkit, nice. Mamă, ce tropă aia pe acolo. Ce tropă aia ai mei. Bine, imesi Leo, auzi. Bine, pe reacție. Bine întoarcerea, bine reacție. Nice reaction, my friend, Panda. Nice reaction, mă. A avut reacție chiar bună aici, am ce să zic. Bine acolo, mă. Iată și că se aude unul jos. Aici, pe Nicky. Bine, mă. Bine, 17 kg, mă. Aia zi, mă, finish-ul, mă. Păi și aia, mă, continuarea. De ce n-am vrut să... Am vrut să văd și continuarea, mă. De ce nu avem și continuarea, bă? Locul 3. Hai să vedem, băieți, locul 3. O, salt cu Bagiu. Ne oprește aici. Bine. What? Mulțumim. Mulțumim, PUBG Mobile, pentru bugurile pe care îmi oferi. Mulțumim mult. Da. Bine, mă, până ziua asta seama. Bă! Ălea, nu-i dăduse el noc, mă. Băi, câine, de ce formă kill-urile, mă? Băi, nu-i dăduse, mă, turnul ăluia noc, mă. Băi, ce câine, mă. I-a dat lui Italo Bruno, mă. El, mă. Bine acolo. N-a avut ce să facă ăla. Să retură la loc frumos. Frumos, pe ce can. Și... Doi! Sunt doi băieți. 15 kg, prama. Nu, în spate, Panda. Cine-i stu la ușa aia acolo? Ce-a fost shoot? Ce-a fost shot-ul ăsta? Unde naiba se uita ăla, băi? În casă! Uitați-vă cât de puțină viață avea Panda. Ești nebun, dar dacă tăgea un pic, el îl spărgea pe ăsta. Bă, unde naiba se uita, bă? Cât de paralizat a fost ăla, mă? Cât de paralizat a fost ăla, băieți? Mă, mai că mai primit un pic din viața aici, mă. Așa, finish-ul, mă! Finish-ul, câine! Ia uite-l pe ăla. Ce pune penul în mână? Ce vrea, mă, ăsta să facă nebunul? Ce vrea, mă, nebunul să facă? Is the first, nice. Ăla în casă, nice. No reaction, nu putea să iasă din casă, să-i dea și lui o castană. Așa, că așa, zic și eu, nu știu, zic și eu. Nu vreau să fiu cel mai critic pe PUBG Mobile, dar... Ia să vedem pe ăsta, mă. Nu cred că-i dă fermă. Nu cred. Nu cred. Băi, ce slab pregătiți era oia, mă. Locul 2, azi suntem top 2, băiți. Knock 1. Knock 2. Knock 3, bine. Nu se biție încă ale 30 de gloanțe, că nu se biție. Nu prea se biție. He stole my kills, now I'm mad. Adică ceva gen mi-a furat kill-ul, acum sunt nervos. Hai să vedem. Bine, 4. 4 knock-uri acolo, bine, mă. Bine, Panda. 5 knock-uri. Bine, mă, acolo.
În dreapta 1. Bine. O PP7S1 l-a bătut. Ăla cred că era de putut la pe hartă. Încă un oc. Câte are, mă? 7 nocuri. În striga ăla acolo. Bine, mă, 8 nocuri. 9 nocuri. What? Sniper ăsta nu-i român, mă? Pă, ăsta-i român. Sniper 47 ăsta-i român. 10 nocuri. Bine. Bine jucat aici. Hai să vedem și locul 1, băieți. Ăsta-i top 1, mă. Bine acolo, unul cu AKM-ul. S-a un pic paralizat. Bravo, Tarbă, bine. Nu cred că mai are foarte multe gloanțe pe AKM, băieți. Și nu cred că a luat... Cred că a luat doar 5 gloanțe alea pe țeagă pe care le-ai deja în armă. O să rămână fără gloanțe pe AKM, băieți. O să rămână fără gloanțe pe AKM. Nu cred că mai are gloanțe pe AKM. Ok. Un pic am parezat ăsta al treilea. Nu știu unde se uita. Acum a luat gloanțe, acum a luat gloanțe, boys. Acum a luat gloanțe, încarcă shotgun-ul, nice. Ăla vine în casă, de casara. Nu l-a omorât. Puțin că am paralizat ăla, adică destul de paralizat. Ăla stă la ușă acolo. Nu dă hit-uri în el, ăla e bot. Ori e bot, ori e foarte slab pregătit. Nu știu contra cine joacă Panda, însă ăsta cred că le este primul meci. Ăsta lutează în timp ce el e lângă el sau în casă. Băi, contra cine joci Panda? Băi, contra cine joci, mă, mâncați-și gura ta? Păi, păi sunt foarte slabi ăștia. E primul meci sau ce se întâmplă? Mamă, ce tropă e în casa cealaltă, bă. Băi, câți elefanți sunt în casa cealaltă, cred că sunt vreo 2 lejer. La câți pași aud eu că sunt vreo 2 lejer așa. Ia să vedem, nu se beție armura aia, să nu iei armura aia de unul, că nu se beție. Uziu, să nu-l schimb, că nu-ți mai trebuie ție încă 25 gloanțe de Uzi. Nu se beție, mă, e bine, mă, du-te fără armură, du-te fără armură, mă, puiul meu, Panda. Că oricum știi că sunt slabi, ieși și te duci. Mamă, ce dansează ăștia în casă, băi, cred că aici sus sunt 2-3 lejer. Cred că spre 3, zic eu. La cum se aud, cred că, la cum se aud, cred că sunt cel puțin 3. Nu, cel puțin 2, maxim 3. Văzusem doar 1, 2, nu 3! Tocmai ce ziceam că sunt 3! Mihai Petre, ești cu ei aici, mă, dar să ieși tu cu ei? Mamă, mamă. Sunt 3, 3. What? Sunt 4! Aleu! Era și Mihai Petre, mă, cu ei, era și, cred că îi juriți așa ceva. Deci s-au terminat și avem bonus clip. Hai să vedem bonus clipurile. Nice! Nice, mă. A luat QPS-ul. Nu cred că îi lasă pe ăștia să trăiască. Adică fără nici măcar să-și ia armă. Nu să trăiască, nici măcar să-și ia armă. 2 knock, 3 knock, bine. Bine, și cred că ar patul aici jos. Și-l bate și pe ăsta până apucă să-și ia armă. Aia zic, Panda, aia zic. Asta se dă bootcamp, băieți. Ai luat armă, ești win. Ai luat armă, ești win. N-ai luat armă, ești cam dead, așa puțin. Asta se dă bootcamp, băieți. Ia să vedem, mă. Are 14 kg, l-am bătut pe Jasmine Killer aici. Ia să vedem. Încă unul afară. Doi afară. Așa, mă! Aia zic. Finish-ul la mare. Sunt vreo doi afară. Mamă, se... Ăsta... Ăsta cred că avea kiloții de tablă pe el, că nu pot să-mi dau seama. E că era cu cala cur. Că nu pot să-mi dau seama de ce fugea și nu se uita în spate. Că s-a auzit când a ieșit ăsta din casă, Panda. O, doamne, contra cine te joci, Panda, că ăștia nu au reacții, sunt cu armele mână, alea cu armele mână. Și nu trag în tine. Bă, nu, mă. De ce ai lăsat, mă, 6X-ul pe SKS, mă? Băi, risipă, mă, tu ești Panda, mă, tu ai spray-ul la bură, tot trebuia să pui 6X-ul pe M4, să tragi după ei. Mamă, M4 pe single, dezamăgi complet Panda de tine. Trebuia să faci spray-ul la mare, ai 18 kill-uri. Contra cine te joci, Panda, bă, că ăștia nu au reacții, bă, ăștia leagă cu armele în mână, bă, și nu trag în tine, bă, nici măcar să tragă după tine, nici măcar, nu în tine, măcar după tine să tragă, măcar să nu te nimerească, dar măcar să tragă în tine. Hai să vedem aici în bootcamp, băieți.
atrage cu AKM după el jumătate de viață. Mamă, ăla atrage glons cu glons, mă. Atrage glons cu glons, mă. Ăla atrage glons cu glons cu AKM-ul. Arătă pichiluri. Bine, spănoc acolo. Dar ăla nu se mișca, ăla stătea pe loc. Ok. Are și rezon, nu e frică lui de rezon. Spune-o. Băi, până acum ăștia mi se par foarte slab pregătiți, adică contra cei se joacă panda, nu știu. Dacă că vrea să ne ofere conte de calitate, contra nubalăi, că nu pot să-mi dau altfel seama. Adică toate astea de la bonus clip, bă, deci toți au fost nubalăi, adică aveau nici măcar buventura nu aveau nimic. Adică aregau cu armele în mână și nu dăteau. Încă un ochi acolo. Bă, ăla stă pe geam în TPP, așa stă pe geam tot expus? Ăla stă expus? Băi, contra cine te joci, panda? Ăla stă expus! Ăla stă expus acolo! Bine acolo, bă! Cu QBU! Băi, uitați-vă la ăla pe geam, băi! Ăla stă expus! Uite, uitați-vă! Ia uite-l! Ia uite-l pe ninja! Best tactics in the world! Best player in the world! Ia să vedem, băi, pe ăștia flanchează oamenii! Flanchează, bă, oamenii, bă! Bă, uite și pe ăsta de aici, iese de pasă! Nice, bă! Knock! La parcă mai avea așa un pic de movement, sincer, că e la al doilea lui match. Așa, ai dă-l ăla cu QBU, paralizat. Wow! Nice movement, cred că s-are 3-4 match-uri! Ăla în albastru, băieți! Ăla în albastru, care vreo 3-4 match-uri! Uite-l pe ăla, bă! Mamă! Ăsta ultimul, băieți, că avea și el vreo 3-4 match-uri. Les ăștia, ceilalți, cred că le era primul lor match. I can't believe I won that. Băi, nene, nu i-au fost chiar așa rău. Ăla stai expus tot pe geam, iar ăștia veneau doar pe tine. Zici că erai magnet pentru ei. Adică nu e wow, știi? Nu mi s-a părut wow. Adică bonus clipurile astea nu mi s-a părut wow. Doar au vrut să dea impresia că știi să joci foarte bine. Restul nu prea erau cine știe ce. Adică se mișcau, alegau cu armele în mână pe hartă și nu trăgeau în tine, ești de bun, adică nu mi s-a părut tău, panda, sincer zic, părerea mea sinceră, panda, este să te uiți la clipul ăsta și să vezi că părerea mea sinceră este că ăia se plimbau doar pe hartă cu armele în mână, nu trăgeau în tine. Sunt prea hater, mă, sunt prea hater, dar sincer, ăla cred că era primul meci, mă, că nu se mișau pe hartă deloc, adică nu trăgeau în tine deloc, nici măcar după tine, nu, măcar în tine să nimerească, bă, dacă nimerau, ziceam ceva, dar rest, jale. Și asta a fost clipul de reacție, băi, dacă vă rog, nu uitați, dați acolo un like și un subscribe pentru că mă ajută foarte, foarte mult și vreau să ziceți-le voastre în comentarii la ce să reacționăm și săptămâna viitoare. Eu am fost Edoro, băieți, vă pup și vă respect toți în mod egal și ne auzim diseara pe livestream. V-am pupat! Ciao!